furturile de la sate par să nu se mai oprească, la fel și imaginația hoților. Dacă iarna dispar din gospodării borcanele cu murături sau șunca și cârnații din cămară, vara hoții dau iama în găini sau ce alte orătănii mai găsesc pe bătătură. În ultima perioadă, furturile din mediul rural s-au întețit, hoții nu se sfie să pătrundă noaptea în gospodării și să fure orice, se fură găini, rațe, porci și chiar cai. Din acest motiv, polițiștii giurgiuveni desfășoară în aceste zile o amplă campanie de conștientizare a populației de la sate cu privire la modul de protecție a bunurilor. Oamenii spun că sărăcia îi îndeamnă pe hoți să fure, în principal orice se poate mânca, însă recunosc că nici ei nu și-au toate măsurile de siguranță. Aici intervin polițiștii care s-au decis să meargă din casă în casă pentru a le da țăranilor câteva sfaturi, adică să-și ia câini de pază, să nu amplaseze grajdurile la distanță mare de casă și să ilumineze pe cât posibil curțile. Acțiunile de prevenire ale polițiștilor se vor desfășura pe o perioadă lungă de timp, mai precis până în luna octombrie, tocmai pentru ca informațiile să ajungă în fiecare localitate, iar oamenii să-și poată lua măsurile de protecție până la intrarea în iarnă.